Din punctul meu de vedere, eu am fost obișnuit și sunt obișnuit la vârsta mea să aperez la sistemul de stat. Dar, în anumite situații, e necesar și sistemul privat. Deci, aș vrea să rețineți că și unul și alta sunt cele două sisteme foarte importante. Am încredere în cei care folosesc acest sistem de stat. În profesionalismul lor. Nu că n-ar fi foarte buni doctorii, să zicem așa, cei cu sistemul particular, privat. Dar am foarte multe relații în sistemul de stat. Ca medici, prieteni. De cele mai multe ori am apelat la sistemul național, la sistemul de stat, pentru că multe dintre analize au fost decontate într adevăr cu un timp mare de așteptare, din fericire nu au fost să spunem analize care să fi necesitat o procedură urgentă. În cazul contrar, cu siguranță aș fi apelat la sistemul privat. Din fericire nu au fost situații urgente sau situații critice care să mă fi determinat să apelez la sistemul privat. Nu, au fost, nu am avut nici eu, nici familia mea situații sau probleme care să ne determine, să spunem, renunțarea la atât de hulitul sistem de stat. Nici nu am avut probleme, să spunem, în afara Bucureștiului, care să. să să necesite o intervenție urgentă, o analiză mai complicată. Deci, pur și simplu, am avut noroc. Și unele și altele. Eu, una din prezentările mele de pe, de pe YouTube spune așa: dacă nici ție nu-ți place să stai prin spitale, să știi că avem ceva în comun. Nici mie. Nu-mi place să stau în spitale. De aceea abordez un stil de viață. Care să mă ferească de cât mai multe situații neplăcute și să nu am nevoie să ajung în spitale. Dar cum ar fi o intervenție electivă, am operat de deviație de sept, am ales un spital privat. Însă, dacă aș avea o urgență, un accident, bineînțeles că aș alege un spital de stat, pentru că medicii de pe urgență au mult mai multă experiență, cei din spitalele de stat, pe urgențe. Cei în mediul privat nu se adresează atât de multe urgențe grave situații și în această situație, deci cam asta e în spitalele de private operații sau intervenții elective, în cele de stat sperăm să nu fie cazul, urgențe și să facem tot posibilul să nu avem astfel de situații și atunci se poate. Marea majoritate a problemelor de sănătate pot fi evitate, pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos. Dar dacă e, na, se întâmplă ghinionul, atunci cam astea ar fi alegerile mele. Ideale să nu avem probleme de sănătate, ideale să Reușim să ne menținem o stare sănătate bună și să ajungem la doctor, știu, cât mai târziu sau atunci nu este nevoie. Problema sănătății acestui popor este, din păcate, o lume socială și din 90 încoace au fost tratate de multe ori cu neglijență. Ajung acolo unde sincer vorbind, sistemul relațional contează și în sănătate foarte mult, unde știi un doctor care ai mai apelat la el, unde știi că sunt condiții cât de cât mai bune de tratament, așa că sunt foarte mulți care n-au de ales și merg acolo unde sunt trimiși de medicul de familie, dar ideal este să ajunge cât mai târziu, pentru că în România problema sănătății e tratată uh, urât din partea mea. Sistemul de stat. De ce? Pentru că eu am încredere în doctorii noștri, și pentru că mare parte dintre ei îi cunosc de foarte mulți ani. Mă tratez uh, exclusiv la privat, atât uh, când e vorba de consul, și când e vorba de tratament. Motivul este foarte simplu. N-am încredere în sistemul de sănătate de stat. Uh, teoretic, fiind eu un, un pic de vedetă, uh, aș putea să mă duc și la stat, pentru că s-ar uita ea mai atent la mine. Dar chiar la stat, chiar dacă sunt aceiași medici de la privat, pentru că tot cei de la stat lucrează și la privat, contextul, adică condițiile sunt sub orice critică și în consecință prefer să dau un ban și să merg la, la o clinică privată decât să mă duc la ceva de stat. În cazul unei probleme serioase de sănătate, trebuie să spun că aș prefera să mă tratez la stat, pentru că m-am confruntat personal și în familie cu probleme de genul acesta, și, deși la privat condițiile sunt extraordinare, mult mai bune decât cele de la stat, când a fost vorba de o problemă serioasă, am fost îndrumat către specialiști care sunt în continuare la stat. Deci și cred că dacă s-ar rezolva această problemă a condițiilor, statul ar fi automat pe primul loc. Deci eu aș alege întotdeauna să mă tratez la stat. Așa cum spun stewardezele la fiecare zbor, în cazul unui eveniment posibil, dar să sperăm puțin probabil al unei probleme de sănătate, prefer sistemul sanitar de stat pentru siguranță, pentru certitudinea venită din experiențele personale care nu m-au uh, trădat și nu m-au înșelat niciodată, uh, având și gândul că uh, sigur ne îndreptăm către o lume a medicinii particulare, private, dar uh, pe care prefer să uh, o experimentez în cazurile mai ușoare, ca să spun așa. Deci dacă e vorba de sănătate și de o problemă cu adevărat serioasă, Spitalul de Stat. În primul rând, eu cred că România are nevoie disperată de îmbunătățirea sistemului de stat de sănătate. După cum știm foarte bine, în 30 de ani nu s-au construit noi spitale. Cele care sunt, au mari probleme legate și de dotare și de aparatură. În calitatea mea de comisar european, am semnat. Finanțarea pentru cele trei spitale regionale de la uh, Craiova, Iași și Cluj-Napoca. Uh, finanțare de 1,2 miliarde de euro pentru spitale de câte 800 de paturi. Uh, studiile de fezabilitate sunt făcute, uh, dar din păcate nu s-au lansat nici acum licitațiile pentru a stabili constructorii. Domnul ministru Voiculescu vorbea de 2024 că vor fi gata. Acum, înțeleg că noul termen anunțat de domnul ministru Rafila este 2027. România are nevoie de ambele lucruri, dar România este o țară săracă și trebuie să ținem cont de acest, de acest lucru. Felicit sectorul privat. Știu foarte bine că. Au apelat pentru fonduri, în special de la Banca Europeană de Investiții. Deci, în ultimii ani, Regina Maria, de pildă, este cea care a câștigat foarte multe credite și împrumuturi pentru a se dezvolta, dar, din păcate, spitalele de stat nu au aplicat, deși ar fi putut să o facă. Deci, din păcate, sunt foarte mulți oameni care nu-și permit să meargă neapărat la spitale private. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să ne gândim mult mai mult și la cei amărâți și la reducerea discrepanților dintre mediul urban și mediul rural. La ora actuală, în mediul rural, avem o medie potrivit Institutului Național de Statistică de un medic la 2000 de locuitori, ceea ce înseamnă de 11 ori mai puțin decât în mediul urban. Deci, din acest punct de vedere, la sate trebuie ca bătrânii, oamenii să aibă unde să se trateze și acest lucru nu se poate face decât în clinici și de stat. Dacă aș avea, într-adevăr, vreodată o problemă de sănătate, evident aș asculta sfatul medicului și dacă medicul găsește de cuvintă cuvință că România este cea care este bine dotată să-mi rezolvi problema și face în România, dacă el ar spune și mi-ar indica un loc în străinătate, m-aș duce în străinătate, deci n-aș lua eu o hotărâre, ci aș asculta sfatul medicului specialist.